Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru sâmbătă, 22 mai. Hai să vedem acum pentru sâmbătă, 22 mai, ce mesaje ne rezervă cărțile de tarot pe partea de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Avem niște cărți foarte frumoase aici. În primul rând, pe partea de dragoste, avem Asul de Cupe, un nou început care vă promite foarte multă împlinire emoțională și o conexiune foarte frumoasă între voi și partenerul vostru. Fie că aveți deja acest partener sau parteneră în viața voastră sau că astăzi o să cunoașteți pe cineva, aici lucrurile sunt foarte frumoase și aveți șansa la un nou început, la a lua lucrurile de la capăt. Hai să clarificăm puțin acest As de Cupe. Cine este această persoană care vă oferă aici o cupă plină de iubire, de dragoste și de armonie? Sau poate că sunteți voi cei care faceți această ofertă foarte sinceră și plină de iubire. Marea Preoteasă, 4 de bâte, 4 de monede. Ok. Hai să le vedem pe rând. În primul rând, Marea Preoteasă ne vorbește despre lună, despre ciclurile lunare. Și luna este corpul astral care ne guvernează și emoțiile, sentimentele noastre, dar și relațiile, relațiile de cuplu. Știu că sună ciudat, în mod normal poate v-ați gândi la planeta Venus când vă gândiți la dragoste și la iubire, dar și luna are semnificațiile și importanța sa în împlinirea pe care putem să o găsim în relația de cuplu. Și aici combinația dintre această arcană majoră și asul de cupe mi-arată că aici e vorba de o relație de suflet pereche, de o legătură karmică între cei doi parteneri, cu foarte mult potențial de împlinire emoțională, pentru că oarecum la nivel energetic, vibrațional, sunteți pe aceeași lungime de undă. Aveți aici o compatibilitate de suflet pereche care vă ajută foarte mult în a obține acest 4 de bâte, în a obține acest final fericit, plin de stabilitate și de pasiune, pentru că 4-le de bâte combină ideea de stabilitate, de fundație solidă, cu ideea de pasiune, de veselie, de sărbătoare, de magnetism între cei doi parteneri. Dar în același timp, 4-le de monede vine cu un semnal de alarmă. Și aici văd deja câteva posibilități. În primul rând, pentru cei care plănuiți un eveniment, o sărbătoare, fie că e o logodnă, o nuntă, un botez, plănuiți aici un eveniment prin care să demonstrați lumii întregi cât de fericiți sunteți în relația voastră, aveți grijă pentru că aici o să aveți tendința să cheltuiți mai mult decât vă permiteți și să vă dați o gaură mare în buget din care nu o să vă reveniți atât de ușor cum vă așteptați. Pentru că și atunci când o să se ridice toate restricțiile, când o să putem din nou să avem evenimente cu foarte multe persoane, chiar dacă legislația, statul ne permite acest lucru, tot o să avem foarte mulți oameni care nu o să se simtă confortabil în cercuri atât de mari de oameni și care o să se bucure pentru împlinirea voastră, dar nu o să vină la evenimentul vostru. Deci aici dacă plănuiți o nuntă cu sute de participanți pentru că vreți cumva să vă scoateți banii, gândiți-vă de două ori pentru că s-ar putea să vă dați o gaură mai mare în buget decât vă așteptați. Pentru cei care nu plănuiți o nuntă, un eveniment, acest avertisment de la 4-le de monede vine și vă arată că aici există o foarte mare rigiditate, fie în voi, fie în cealaltă persoană. Da, sunteți suflete pereche, există foarte multă atracție fizică, foarte multă compatibilitate fizică și emoțională între voi și cealaltă persoană, dar cu 4-le de monede există și o foarte mare rigiditate. Nu sunteți suficient de flexibili încât să vă mulați după
nevoile și dorințele partenerului sau partenerei întru totul, sau poate că cealaltă persoană nu e suficient de maleabilă, nu poate să renunțe la niște idei preconcepute, la un stil de viață, la anumite lucruri care aici pun în pericol toată această fericire și toată această compatibilitate. Pericolul nu este unul foarte mare. Lucrurile pot să iasă bine. Puteți să găsiți foarte multă împlinire în această relație. Dar aici e foarte important pentru ambii parteneri să învățați lecția compromisului. Și atunci când cealaltă persoană este rigidă, inflexibilă, nu vrea să renunțe la anumite lucruri sau nu vrea să accepte anumite lucruri, încercați să descoperiți care este sursa nesiguranțelor partenerului sau partenerei voastre. Pentru că aici această persoană ține cu dinții morțiși de aceste patru monede pentru că îi dau stabilitate, pentru că a trecut printr-o perioadă de lipsuri, pentru că a trecut printr-o perioadă în care anumite nevoi emoționale sau fizice nu i-au fost împlinite și acum că a găsit aceste patru monede în relația curentă sau în voi ca partener, ține morțiș cu dinții de ele și nu este dispus sau dispusă să renunțe la niciuna din aceste monede. Dar ceea ce nu vede această persoană este că prin faptul că ține morțiș și ține foarte strâns de aceste patru monede, într-adevăr, niciuna dintre ele nu o să-i fie luată, dar nici nu are o mână liberă ca să mai primească monede în plus, ca să mai primească lucruri în plus, ca să accepte experiențe noi, idei noi, oameni noi, gânduri noi. Și acest ținut cu dinții morțiși de niște gânduri, de niște lucruri, de niște obiecte, de niște relații, de niște oameni, se datorează unor traume din trecut, unor lipsuri suferite în trecut. Și atunci când identificați cauza acestor traume, acestor lipsuri, o să puteți să comunicați altfel cu această persoană și să îi deschideți ochii ca să vadă cât de toxică este această ținere morțiș cu dinții de niște lucruri învechite, pentru că ținând în brațe atât de strâns aceste patru monede, nu își permite să se deschidă către noi orizonturi, către noi oportunități, către ceva mai mult, mai bun, mai frumos. Ori aici promisiunea este de mai mult, de mai bun și de mai frumos. Pe partea de sănătate avem treiul de monede. Cartea care ne vorbește despre nevoia de cooperare, de muncă în echipă, dar și de a studia mai mult, pentru că aici aveți impresia că știți mai multe decât în realitate, aveți impresia că sunteți niște experți într-un anumit domeniu, că ați găsit soluția perfectă, dar treiul de monede vă spune că sunteți doar la început de drum, sunteți doar un învățăcel și mai aveți foarte multe lucruri de aflat, de explorat și de învățat. Hai să vedem ce aveți aici de învățat în plus pe partea de sănătate. Doiul de bâte, împărăteasa, optul de monede. Ok. Pentru o parte dintre voi, fiindcă a apărut aici împărăteasa, există o posibilitate foarte mare de o sarcină, de a avea un copil. Dacă vă doriți asta, profitați de această perioadă, pentru că va fi o perioadă foarte fertilă pentru voi. O perioadă în care puteți să o începeți pe un drum nou, va fi mult de lucru, o să fie mai greu decât v-ați așteptat, dar în același timp o să vă aducă și foarte multă împlinire și foarte multă maturizare și creștere. O să aflați lucruri noi despre voi înșivă, dar și despre ideea de maternitate, de a avea copii, de a întemeia o familie, ce înseamnă toate astea, cum vă influențează organismul vostru, cum vă influențează pe partenerul sau partenera voastră. Dacă nu e cazul pentru voi de o sarcină aici cu împărăteasa, dacă nu e cazul de a avea copii, fie nu vă aflați la vârsta respectivă, fie nu aveți planuri în această direcție, atunci aici treiul de monede ne arată că trebuie să vă deschideți către idei noi, mai ales către idei venite din străinătate, pentru că aceste idei referitoare la starea voastră de sănătate sau la un posibil tratament pentru o problemă de care suferiți,
poate să vă aducă soluția acestei probleme. Și aici, pe de o parte, soluția pentru această problemă va fi mai ușoară decât v-ați așteptat, dar în același timp mai grea. Adică, pe de o parte, va fi un tratament sau o terapie mai plăcută decât vă așteptați voi să fie, dar în același timp, cu optul de monede, va dura mai mult timp decât vă așteptați voi să dureze. Și în urma acestei terapii, în urma acestui tratament, în urma acestei diete sau în urma implementării acestui nou stil de viață, o să învățați foarte multe despre voi, despre corpul vostru, despre organismul vostru, despre lucrurile la care corpul vostru răspunde mai bine sau mai puțin bine. Și aici vreau să atrag foarte puternic atenția asupra faptului că toată această terapie, acest tratament va trebui neapărat să fie personalizat pentru nevoile voastre. Aici nu există o singură rețetă care să se aplice la toată lumea. Va trebui să țineți cont de particularitățile organismului vostru. Și atunci când o să învățați această lecție, când o să învățați că fiecare om răspunde diferit la același tratament, fiecare organism este diferit, fiecare corp are alte nevoi pentru a fi sănătos, că nu există un singur standard de sănătate, nu există un singur standard de frumusețe, atunci când o să învățați această lecție, o să deveniți o persoană mai echilibrată, mai fericită, mai împlinită, pentru că nu o să vă mai comparați cu alte persoane care au alte nevoi pentru a fi în starea optimă de sănătate. Pe partea de afaceri, bani și carieră avem aici o carte foarte frumoasă, e vorba de Roata Norocului, arcana majoră care în tarot simbolizează planeta Jupiter, Marele Benefic, care în această zi de sâmbătă vă binecuvântează cu foarte multe oportunități. Hai să vedem cum puteți să profitați de această carte atât de pozitivă și de benefică, chiar dacă este vorba de o zi de sâmbătă, chiar dacă e vorba de weekend, ce puteți face ca să profitați la maxim de această energie pe partea de afaceri, bani și carieră. Marele preot, regele de bâte, șaptele de bâte. Ok, dacă vi se oferă ocazia să faceți ore suplimentare astăzi, să lucrați în plus în acest weekend, ar fi indicat să acceptați această ofertă pe care vă face aici Marele Preot, pe care vă face o instituție, un șef, un superior, o persoană aflată pe poziție de autoritate, pentru că o să primiți și remunerația acestor ore suplimentare lucrate, dar în același timp o să demonstrați de ce sunteți capabili, o să demonstrați că sunteți o persoană pe care această companie, această instituție se poate baza și o să fiți un pas mai aproape de a deveni acest rege de bâte. O să fiți un pas mai aproape de a putea în viitor să vă alegeți singuri lucrurile la care vreți să lucrați, proiectele în care vreți să fiți implicați, oamenii cu care vreți să colaborați, să aveți o mai mare independență și un grad mai mare de autoritate în a vă defini propria traiectorie în carieră. Pentru cei care nu o să aveți ocazia de a lucra ore suplimentare în acest weekend, fie că jobul vostru nu este de acest tip sau poate chiar sunteți antreprenor, lucrați la propria voastră afacere, în acest weekend ar fi indicat să vă dedicați timpul unor proiecte care pot să devină niște surse secundare de venit pentru voi. Fie că aveți un canal de YouTube sau o pagină de Facebook, de Instagram sau că aveți un blog unde publicați anumite articole, puneți-vă deoparte niște timp în acest weekend, mai ales sâmbătă, ca să lucrați la aceste proiecte, fiindcă aici voi sunteți pe poziția de superioritate și în urma lucrurilor pe care o să le publicați sau pe care o să le faceți mâine, sâmbătă, o să puteți să negociați de pe o poziție de superioritate niște contracte foarte favorabile cu voi. Fie că o să puteți să vă monetizați canalul de YouTube sau dacă aveți o pagină de Instagram, poate faceți o postare care o să atragă foarte mulți urmăritori și o să atragă atenția unei companii, a unei instituții care o să vrea să colaboreze aici cu voi pentru marketing, pentru a face reclamă unui produs.
aici atâta timp cât demonstrați că sunteți pasionați de subiectul pe care îl publicați în online, oricare ar fi acesta, o să atrageți atenția unor oameni care o să își dorească să colaboreze cu voi și nu doar să colaboreze cu voi, dar să vă și plătească pentru aceste colaborări. Și aici voi sunteți pe poziția de superioritate, voi puteți să negociați termenii acestor contracte în favoarea voastră. Trebuie doar să profitați de această roată a norocului care acum se învârte și care vă pune pe voi în prim plan. Practic asta face aici Jupiter pentru voi în această zi de sâmbătă. Învârte roata și vă aduce sus, vă aduce în lumina reflectoarelor. Profitați de aceste 15 minute de faimă pe care vi le oferă Jupiter în acest weekend ca să demarați niște proiecte sau să înaintați cu niște proiecte. Pentru că aici există foarte mult potențial de a câștiga bani sau de a negocia niște termeni contractuali în favoarea voastră. Per total, o zi foarte frumoasă. Hai să scoatem și un card de înțelepciune, un mesaj suplimentar de la aceste cărți oracol pentru ziua de sâmbătă 22 mai. Hai să vedem mesajul pentru această zi. Sunt dispus să mă schimb și să cresc. Când sunt gata să fac schimbări benefice în viața mea, atrag orice lucru de care am nevoie să mă ajute. Un mesaj foarte frumos care vine și completează această etalare. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!